Da, este puțin frustrant că nu am reușit să marcăm gol. Am avut acolo prin Krasniqi o ocazie foarte mare, eu am văzut-o în poartă. Dar cum a venit mingea, adică un cadou. Un cadou, da. Și ne-a și spus mister înainte de meci să facem pressing bine, să fim atenți că putem să le furăm mingea. Dar asta este, mergem cu capul sus înainte și meciul acesta ne-a dat speranțe mari pentru viitor, pentru că eu cred că dacă vom juca așa în campionat, va fi greu pentru toți adversarii noștri. Dan Petrescu, ce v-a spus? A apucat să vă spună ceva acum în vestiar? Da, ne-a felicitat pentru atitudine și a zis capul sus. Cu ce ai rămas după dubla asta cu Lazio, tu personal? Am rămas cu multe lucruri pozitive, pentru că așa sunt eu, la fiecare și la o înfrângere trebuie să iau ce e mai bun. Am jucat cu o echipă foarte bună, care a stat foarte bine în teren, cu niște jucători formidabili, care dacă le dai spațiu și timp, te penalizează, cum a fost și Immobile pe Olimpico. A avut jumătate de ocazie, nu s-a uitat la poartă și a dat gol. Și astăzi ce intervenție ale lui Scufer? L-ați felicitat și voi? Da. Și tu ai avut intervenție acolo la față. Da. Păi, și el mi-a zis, cum de te-ai aruncat așa? Păi m-am aruncat, dar am zis, poate dă în mine. La sacrificiu? Da. Eu cred că dacă o lovea prost, dădea gol. Dar a lovit-o bine și a dat în mine. Și după aia a fost o fază incredibilă. Îmi pare rău că după aceea m-am uitat și în ochii lui Cipri și am zis că, mamă, dacă am scăpat și din chestia asta, avem o șansă mare, da. Dar n-a fost, din păcate. A fost așa. Onorabil. Ați ieșit onorabil din dubla asta cu Lazio, nu? Da, am ieșit cu capul sus, dar noi voiam să ne calificăm. Și îmi pare rău că acolo, la ei, cred că puteam face mai mult. Cristi, ce vă oprește totuși să aveți un astfel de joc, o astfel de atitudine și în campionat? Pentru că, într-adevăr, v-ați luptat cu o echipă de serie aia, o echipă ce se luptă pentru a prinde Champions League acolo. Nu știu eu să vă zic, nu sunt în măsură, dar uitați, și astăzi seară mi s-a părut că o diferență mare a făcut-o și atmosfera. Aha, deci aveți nevoie de suportere. Eu cred că dacă ar fi așa meci de meci, după cum am spus, va fi greu pentru toți adversarii. A fost o atmosferă incredibilă, de mult n-am mai simțit asta aici acasă. Victorie cu FC Argeș, acest egal care dă speranțe cumva pentru ce urmează, a ieșit CFR-ul din fața aceea neagră? Da, normal, s-a întâmplat și în trecut. Am avut situații mult mai dificile decât acum. Suntem o echipă experimentată care, când a jucat cuțitul la os, a jucat mai bine decât de obicei. Gata, obiectivul, titlul, campionatul, cu asta rămâneți acum. Da, normal, suntem pe două fronturi acum, campionat și cupă. Vrem să obținem cât mai mult și din Cupa României, pentru că nu am câștigat-o niciodată. Mereu am fost eliminați în prima fază. Este un obiectiv important și cupa, dar campionatul este cel mai important. Pentru că ai vorbit și de Scufeți, teamă că ar putea pleca la un moment dat, având în vedere că a avut un sezon bun până acum. Nu mi-e teamă, aș fi foarte bucuros pentru el. Cum să nu? Dacă ar merge la mai bine, de ce nu? Fiecare să meargă la mai bine. Ați ratat și o primă importantă astăzi. N-a jucat nimeni pentru prima în această seară, vă dau cuvântul meu de onoare. Dădeam toți banii dacă ne calificam. Da? Se poate spune că fotbalul românesc a scos capul în lume în acest sezon prin CFR? Da, și în ultimii ani. Mi-aduc aminte și cu Sevilla aici, ne-am luptat cu ei chiar dacă nimeni ne dădea nicio speranță. Cât de cât am mai scos capul. Este destul de greu. Fiecare meci e dificil, pentru că au calitate, au salarii foarte mari, niște jucători care sunt cumpărați pe niște sume foarte mari. Sper ca ușor, ușor să ajungem și noi să fim așa ca ei. A luat cineva tricoul lui Ciro? Nu știu. Abar n-am. Cred că era o dorință lui Ivan, nu? Da, normal. L-ați încurajat și pe Carlo după eliminare? Da, normal, nu se pune problema. Era supărat. I-am zis, stai liniștit, cum... A făcut un faul benefic acolo. Dar cum ne-au dat ei gol în 10 oameni, așa puteam marca și noi.